O să vă prezint în continuare două piese foarte frumoase de la Beatles. O să facem un colaj din astea două piese, Let It Be și Hey Jude. Sunt două piese emblematice de la Beatles. Beatles. Nu știu, asta e formația cu care m-am apucat eu de muzică, să zic. A fost formația mea preferată când eram puș. Mi-a plăcut foarte mult, îmi plac și acum. Au o muzică extraordinară, chiar și pentru anii ăștia moderni. Armonii frumoase, voci frumoase. O să începem cu Let It Be și o să continuăm cu Hey Jude. La Let It Be avem patru acorduri mari și late. Sol, Re, Mi minor și Do. Un strumming foarte simplu, el este așa. Jos, jos, josul, jos, jos, josul, jos, jos, josul, jos, jos, josul. Succesiunea este următor. 3 și... Coborele. Da, coborul ăsta e așa. Ok? Iar la refren, exact același strumming, se pleacă de la Mi minor, Re major, Do și Sol și din nou Sol, Re și coborul de la Do. Asta e la Let It Be. Mai avem, înainte să facem tranziția spre Hey Jude, avem o coborâre care este în felul următor. Da, mai cânt o dată, mai rar. Ok. Asta este la Let It Be. Iar la Hey Jude, ca și strumming, avem așa. Jos, 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 jos. Asta este strofa cu strumming-ul de pe strofă. La refren o să mai bag încă o panație în plus, să crească puțin în dinamică. Jos, 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 jos. Ok, și refrenul avem următor. La final, unde mi-ar place chiar să mai îmbogățim puțin ritmul, da? Să mai băgăm încă o bătaie în plus, dar între timpul 1 și 2, iar fi așa. Jos, 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 apare un fa aici. Do și Sol, no. Asta ar fi la final. De patru ori succesiunea asta și s-a terminat piesa. Hai să dăm drumul la piesă. Spor la treabă!
Na na na.